Vom rezolva în această lecție un model de subiect de evaluare națională pentru examenul care este la doar câteva zile distanță. Și după cum ne-am obișnuit, avem subiectul 1, unde doar răspunsurile contează, vă scrie foarte clar și pe foaia de examen pe care o veți primi, scrieți numai rezultatele. Motiv pentru care putem începe cu primul, un exercițiu simplu de calcul, 30 împărțit la 2 minus 14. Trebuie doar să fim atenți aici, 30 împărțit la 2 este 15, 15 minus 14 este 1. Putem trece la următorul, care ne spune că dacă A pe 2 este egal cu 9 pe 6, atunci se cere valoarea raportului A plus 3 supra 3. Pentru a afla valoarea acestui raport, este ideal să-l aflăm pe A, pe necunoscuta A din proporție. Și deoarece avem o proporție, putem aplica proprietatea fundamentală a proporției, respectiv A ori 6 este egal cu 9 ori 2. Dacă A ori 6 este egal cu 9 ori 2, atunci A ori 6 este egal cu 18, deci A este egal cu 18 împărțit la 6 este egal cu 3. Puteam face acest exercițiu și aducând la numitor comun, respectiv puteam amplifica pe A pe 2 cu 3, ajungeam la 3A egal cu 9 și din nou la A este egal cu 3. Foarte important însă să nu uităm să ne asigurăm că am răspuns la întrebarea care ne-a fost pusă. Aflați valoarea raportului. Deci noi am aflat pe A că este egal cu 3 și putem atunci afla valoarea raportului. Este 3 plus 3 supra 3, adică 6 pe 3, adică 2. Răspunsul la această problemă este deci 2. Următoarea cerință. Calculați suma numerelor întregi din intervalul minus 2 deschis, 1 închis. Minus 2 deschis înseamnă că intervalul nostru nu îl conține pe minus 2. 1 închis înseamnă că îl conține și pe 1. Și ne trebuie pentru început să vedem intersecția cu Z, adică care sunt numerele întregi din acest interval. Numerele întregi din intervalul minus 2, 1 vor fi, nu este minus 2 deoarece avem deschis la minus 2, deci următorul este minus 1, 0 și 1. Iar suma numerelor întregi din interval atunci va fi o sumă pe care am notat-o cu S, 1, minus 1, pardon, plus 0, plus 1 este egal cu 0. Aceasta este suma numerelor întregi din interval. Mergem mai departe, la problema 4. La problema 4, ni se dă faptul că diagonalele unui romb au lungimile de 4 cm și 6 cm și ni se cere area rombului. Este o problemă extrem de simplă atâta timp cât cunoaștem formula pentru area rombului, iar area rombului, după cum bine știm, este diagonală 1 ori diagonală 2 supra 2. Este egal cu 4 ori 6 supra 2, egal cu 12 și unitatea de măsură, centimetri pătrați. Am rezolvat și problema 4, putem trece mai departe la problema 5. Aici ni se spune că suma lungimilor muchilor unui tetraedru regulat este 48 de centimetri și ni se cere area totală a tetraedrului. Trebuie să știm desigur ce înseamnă un tetraedru regulat și proprietățile acestuia. Iar dacă facem un exercițiu de memorie, ne vom aminti faptul că tetraedrul regulat este un caz particular de piramidă triunghiulară regulată. Este piramida triunghiulară regulată care are toate fețele identice, respectiv toate sunt triunghiuri echilaterale. Astfel, dacă vorbim despre area totală a tetraedrului, deoarece are patru fețe, iar aceste fețe sunt triunghiuri echilaterale congruente, atunci putem aplica formula 4 ori area unei fețe. Fiind triunghiuri echilaterale, este vorba de 4 ori latură la a doua radical din 3 supra 4, care este area triunghiului echilateral. Ne trebuie deci latura, sau mai bine zis, muchia, în cazul acestui tetraedru.
Știm că suma muchiilor este de 48 de centimetri, iar tetraedrul are 3 muchii laterale și 3 ale bazei, deci în total 6 muchii, ceea ce înseamnă că dacă cunoaștem suma lor de 48, prin împărțire la 6 vom obține 8 centimetri, care este lungimea unei muchii. Astfel, ne întoarcem în formula noastră pentru a afla area unei fețe, area totală, așa, care va fi 4 ori și în loc de latură la a doua avem 8 la a doua, adică 64, radical din 3 supra 4, 4 cu 4 simplificăm, 64 radical din 3 centimetri pătrați. Și am rezolvat astfel și problema 5. La problema 6, așa cum ne-am obișnuit, o problemă de interpretare a datelor dintr-un tabel sau dintr-un grafic. Și ne spune în felul următor. În tabelul de mai jos sunt prezentate temperaturile maxime registrate pe parcursul unei săptămâni. Aflați diferența dintre cea mai mare și cea mai mică temperatură înregistrată în acea săptămână. Căutăm deci cea mai mare temperatură. Cea mai mare temperatură o avem joi, când avem 6 grade. Iar cea mai mică temperatură, minima, cum auziți la meteo, este duminică, temperatura de minus 7 grade. Diferența dintre orice două numere se obține scăzând respectivele numere. Diferența dintre 6 și minus 7 va fi 6 minus minus 7, adică 6 plus 7, adică 13. Și când adăugăm răspunsul, avem 13 grade. Aceasta este diferența de temperatură dintre cele două zile. Iată subiectul 1, care ne-a luat 7 minute cu tot cu explicațiile de rigoare. În mod normal, în 10 minute acest subiect ar trebui făcut cu tot cu verificări, cu mențiunea că sunt importante de știut formulele atât dintre a 8-a cât și dintre a 7-a, 6-a și chiar și a 5-a. Trecem atunci mai departe la subiectul 2. Iată deci subiectul 2 în viziunea subsemnatului cu împărțirea pe care deja o cunoașteți și cu prima problemă, prima cerință, că noi putem zice prima problemă, o cerință de construcție a unui corp geometric. O prismă triunghiulară regulată notată ABC MNP. Prisma triunghiulară regulată, cred că o cunoaștem deja cu toții, poliedrul care are bazele triunghiuri echilaterale, fețele laterale fiind dreptunghiuri. Și trebuie notată ABC MNP, deci trebuie să fim atenți și la cum notăm. Dacă am început cu ABC notarea unei baze, atunci din stânga spre dreapta vom avea MNP, cealaltă bază. Astfel am reușit să efectuăm prima problemă, problema de construcție. Și putem trece mai departe, la problema 2. Aici ni se dau două numere reale, A și B, și ni se cere media aritmetică a celor două numere. A este egal cu 1 plus 2 radical din 2, și B este egal cu 1 minus radical din 8. Se cere să calculăm media aritmetică a lui A și B și, desigur, înainte să ne apucăm de calcul, observăm acest radical din 8, care se poate rescrie 1 minus. Dacă stăm să-l descompunem pe 8 în factori, împărțit la 2 este 4, împărțit la 2 este 2, care împărțit la 2 este 1, deși cel mai probabil majoritatea dintre voi deja știu direct, mai ales în cazul acestor numere. 2 la a doua iese de sub radical, ca și 2, deci vom avea 1 minus 2 radical din 2. Putem observa chiar că aceste numere sunt conjugate. Atunci, media aritmetică a numerelor A și B va fi A plus B supra 2. Semisuma lor, respectiv 1 plus 2 radical din 2, care este A, plus 1 minus 2 radical din 2, care este B, totul supra 2. 2 radical din 2 minus 2 radical din 2 este 0, 1 plus 1 este 2, iar 2 supra 2 este 1.
și am calculat media aritmetică a numerelor reale A și B. Putem trece atunci mai departe la problema 3, așa cum ne-am obișnuit, o problemă de pus în ecuație, care spune în felul următor. După o reducere cu 4%, prețul unui televizor este de 1920 lei. Cât a costat televizorul înainte de reducere? Păi trebuie să ne gândim cum se efectuează o reducere. Prețul televizorului la un moment dat scade cu un anumit procent din el. Astfel se operează orice fel de reducere pe orice produs, la orice magazin. Prețul televizorului nu-l cunoaștem, deci îl putem nota cu X, acesta este necunoscuta, și am zis că o reducere înseamnă o scădere a prețului cu un anumit procent, 4%, care înseamnă 4 supra 100. Dar procentul este calculat din prețul televizorului. Ecuația aceasta ne spune în felul următor. Prețul minus 4% din el este, care înseamnă la noi egal, 1920 de lei. Textul problemei se traduce foarte frumos într-o ecuație. Avem mai multe moduri în care putem proceda. Dacă am ales să mergem pe x minus 4 pe 100 din x egal 1920, atunci să scrie mai departe, este echivalent cu x, îl putem scrie x supra 1, 1920 de asemenea supra 1, toate numerele care nu ne sunt fracții le scriem ca atare. Deoarece aici avem o mulțire, vom avea 4 ori x supra 100 ori 1, deci 4x supra 100, ceea ce înseamnă că trebuie să aducem la numitor comun. Avem deci 100x pe 100 minus 4x pe 100 egal cu 1920 ori 100, 192.000 supra 100. Putem înmulți cu 100 în ambii membri pentru a elimina numitorul și vom avea 100x minus 4x, adică 96x este egal cu 192.000. Deoarece 96x este egal cu 192.000, x este egal cu 192.000 împărțit la 96, care ne dă un număr frumos rotund, 2000 de lei. Acesta era prețul inițial al televizorului. Desigur, puteam proceda și altfel. Vom scrie atunci o a doua metodă și aceasta presupune cunoașterea procentelor. Dacă prețul a scăzut cu 4%, înseamnă că noi am rămas cu 96% din preț. Iar 96% din preț este acest 1920 de lei. Motiv pentru care prețul este 1920 împărțit la 96%. Vom scrie direct 96 supra 100. După cum se vede, calculele sunt aceleași. Vom avea 1920 ori 100 supra 96, care este egal cu 2000 de lei. Este o variantă mai rapidă în această situație, însă prima metodă o puteam folosi și dacă aveam două reduceri succesive sau o reducere urmată de o scumpire și așa mai departe. Motiv pentru care amândouă sunt de reținut, voi alegeți care vă convine mai mult. Și atunci, următoarea problemă, problema 4, care, așa cum ne-am obișnuit, ne prezintă o funcție definită pe R cu valori în R, dată prin legea f de x este egal cu minus 3x plus 1. În prima parte, ni se cere să reprezentăm grafic funcția f. După cum știm, este vorba de o funcție liniară, de o funcție de gradul 1. Graficul funcției de gradul 1 definită pe R va fi o dreaptă, iar o dreaptă trece prin două puncte, de sunt suficiente două puncte care să aparțină graficului pentru a putea trasa graficul funcției. Nu ni se cere ceva anume, respectiv referitor la axe, motiv pentru care putem alege cum ne este nouă mai comod. În mod tradițional eu aleg un f de 0, care ne va da minus 3 ori 0 plus 1 este egal cu 1,
Dacă f de 0 este 1, înseamnă că am obținut punctul de coordonate 0 și 1, că aparține graficului funcției. Alegem o altă valoare pentru x, hai să zicem f de minus 1, de ce nu? Avem timp, putem să experimentăm și cu numere negative. Va fi minus 3 ori minus 1 plus 1. Minus 3 ori minus 1 este 4, este 3 și cu 1 este egal cu 4. Rezultă punctul de coordonate minus 1 și 4, că aparține graficului f. Cu acestea fiind spuse, putem trece la trasarea graficului funcției, la reprezentarea grafică în sistem de axe. Axele OX, abscisa, și OY, ordonata. Căutăm cele două puncte. 0, 1 înseamnă că este pe axa OY. Minus 1 și 4. 1, 2, 3, 4. Ne va da aici și atunci graficul funcției, dreapta care trece prin cele două puncte, și am obținut deci reprezentarea grafică a funcției. Eu am folosit culoarea roșu, dar vă rog să nu folosiți culoarea roșu la examen, cred că știm asta deja. Bun, trecem mai departe la punctul B și vom elimina graficul funcției pentru a ne face puțin loc pentru punctul B. Aflați numărul real P, deci trebuie să aflăm P real, astfel încât punctul P mare de coordonate P plus 1 și 7 să aparțină graficului funcției. Păi la punctul A, noi am vrut să obținem puncte care să aparțină graficului funcției. Am dat o valoare lui X și am obținut o valoare pentru Y. Deci știm că atunci când facem f de x este egal cu y, ne rezultă un punct de coordonate x și y. Ceea ce înseamnă că dacă vrem să verificăm dacă un punct aparține pe graficul funcției, condiția necesară este ca f de p plus 1 să fie egal cu 7. F de p plus 1, dacă f de x este minus 3x plus 1, atunci f de p plus 1 înseamnă că vom înlocui pe x cu acest p plus 1. Obținem astfel minus 3 ori p plus 1 plus 1, nu uităm că aveam plus 1, este egal cu 7. Obținem deci minus 3p minus 3 plus 1 este egal cu 7, adică minus 3p minus 2 este egal cu 7, de unde rezultă că minus 3p este egal cu 7 plus 2, adică 9, deci p este egal cu 9 împărțit la minus 3, care este minus 3. Numărul real p pentru care p mare de coordonate p plus 1 și 7 aparține graficului funcției este deci minus 3. Am rezolvat atunci și problema 4 și putem trece mai departe la expresia algebrică de la problema 5. Ne notăm deci problema 5, expresie algebrică, e de x este egal cu 1 supra x plus 1 minus 1 supra x pătrat plus x împărțit la x minus 1 supra x la a treia plus 3x pătrat plus 2x este egal cu calculele din paranteză. Trebuie să facem diferență de două rapoarte, deci trebuie să aducem la numitor comun. Pentru aceasta ne sunt utile descompunerile în factori. Nu este cazul lui x plus 1, care nu se descompune în factori, dar x pătrat plus x se poate descompune dacă scoatem factor comun pe x. Este egal deci cu 1 supra x plus 1 minus 1 supra x factor comun pe lângă, în paranteză din x pătrat ne rămâne x plus 1.
închidem paranteza, eventual putem lucra și la cea de-a doua fracție. Împărțirea la o fracție înseamnă înmulțirea cu inversa. Astfel, la numitor o să avem x minus 1, iar la numărător putem scoate factor comun pe x pe lângă. Avem atunci x pătrat plus 3x plus 2. Este egal mai departe cu 3x. Așa. În paranteză, pentru a duce la numitor comun, prima fracție are numitorul x plus 1, cea de-a doua x ori x plus 1, deci este destul de clar că trebuie să amplificăm prima cu x. Obținem astfel x supra x pe lângă x plus 1 minus 1 supra x pe lângă x plus 1 ori avem x pe lângă. În paranteză, x pătrat plus 3x plus 2 cel mai probabil că se poate descompune mai departe. Dacă ne uităm, 3x este suma dintre 1 și 2. 1 fiind coeficientul x pătrat și 2 fiind termenul liber. Așa că vom despărți pe 3x în x plus 2x. Și mai aveam plus 2. Totul supra x minus 1 este egal mai departe cu, în paranteză, x supra x pe lângă x plus 1 minus 1 supra x pe lângă x plus 1 este x minus 1 supra x pe lângă x plus 1. Și putem elimina paranteza deoarece am obținut o singură fracție, ori x pe lângă. În paranteza pe care avem în dreapta, putem scoate factor comun pe perechi, din x pătrat plus 2x și din 2x plus 2. Din x pătrat plus, avem x factor comun pe lângă x plus 1, plus din 2x plus 2 factorul comun este 2 pe lângă din nou x plus 1. Totul supra x minus 1. Putem efectua și niște simplificări pe diagonală în această fază. X minus 1 și x minus 1 se simplifică. De asemenea, x cu x. Și este egal atunci mai departe cu. Numitorul va fi x plus 1. Iar la numărător scoatem factor comun pe x plus 1 și vom obține astfel x plus 1 pe lângă ceea ce rămâne x plus 2. Este egal mai departe cu, observăm, x plus 1 cu x plus 1 se simplifică, deci este egal cu x plus 2. Și am adus expresia e de x la forma cea mai simplă. Iar cu aceasta am încheiat și subiectul al doilea și putem trece mai departe la subiectul 3 cu problema de geometrie în plan și problema de geometrie în spațiu. Iată, deci, subiectul 3 roman, am pus doar problema 1, o vom aborda pe aceasta și apoi problema de geometrie în spațiu și datele problemei. În figura 1 este reprezentată o grădină ABCD cu lungimea AB de 50 de metri și lățimea BC de 20 de metri. Cercul reprezintă un lac care este tangent marginilor grădinii, deci avem tangență în punctele M și N. În punctele M și N se știe că distanța dintre M și C este de 15 metri. Și atunci, la punctul A, ni se cere suprafața lacului. Este bine să ne refacem acest desen, cel mai probabil că vom lucra mult pe marginea acestuia, și să ne notăm dimensiunile. AB este de 50 de metri, BC este de 20 de metri, iar distanța dintre M, punctul M și punctul C este de 15 metri. Astfel, ni se cere suprafața lacului.
Este clar că din ceea ce ni se dă, deoarece lacul este un cerc, suprafața, aria discului este dată de, vom nota arie lac, formula pi r pătrat, unde prin r înțelegem raza cercului și deci este clar că raza trebuie să o deducem din ceea ce ni se dă, dimensiunile dreptunghiului ajutându-ne în acest sens. Deoarece m și n sunt tangente, cercul este tangent la dreptunghi în punctele m și n, înseamnă că segmentul MN va fi perpendicular pe cele două tangente, pe AB și pe CD. Deci MN este perpendicular pe AB, implicit MN perpendicular pe CD, ceea ce înseamnă că MNBC este un dreptunghi și deci că MN are aceeași lungime cu BC de 20 de metri. Deoarece acestea sunt punctele de tangență, MN este cea mai mare coardă din cerc, deci este diametrul cercului. Noi am aflat diametru, de unde putem deduce că raza cercului este egal cu 20 împărțit la 2, adică 10 metri. Avem deci raza lacului și putem atunci calcula aria lacului. Pi ori r pătrat, pi ori 10 la 2, adică 100 pi metri pătrați. Nu ni se indică niciunde că trebuie să oferim o aproximare pentru pi, deci vom lăsa așa. Am rezolvat atunci punctul A și trecem mai departe la punctul B. Un grădinar pornește din punctul M, deci de aici pornește grădinarul, de-a lungul lacului până în punctul N și apoi în linie dreaptă până în punctul A. Ce distanță a parcurs grădinarul? Păi grădinarul nostru a pornit din M în N, acesta este un arc de cerc, MN, iar apoi a parcurs distanța din N în A. Acesta este drumul parcurs de grădinar. Deoarece MN este diametru, arcul de cerc MN este jumătate din lungimea cercului. Lungimea cercului este 2πr, iar jumătate din ea va fi 2πr supra 2, plus NA. Din moment ce știm că AB este de 50 de metri și că CM, care este egal cu BN, este de 15 metri, înseamnă că NA va fi de 50 minus 15 metri. Este egal atunci mai departe, 2 cu 2 putem simplifica, R deja știm este 10, deci este egal cu 10 pi, plus 50 minus 15, 35 și la sfârșit adăugăm metri. Aceasta este distanța parcursă de grădinarul nostru de 10 pi plus 35 de metri. Punctul C mic, la punctul C, ni se cere distanța de la N la dreapta MB. Pentru început, trasăm MB, deci unim punctele M și B și observăm că lucrăm într-un triunghi MNB, care, după cum am văzut la punctul A, este un triunghi dreptunghic. În acest triunghi dreptunghic, noi trebuie să aflăm distanța de la punctul N la latura MB, adică, practic, înălțimea triunghiului dreptunghic. Și, dacă ne cunoaștem formulele, atunci știm că în triunghiul dreptunghic, deci dacă MNB este dreptunghic în N, atunci înălțimea corespunzătoare ipotenuzei este dată de formula catetă ori catetă supra ipotenuză.
Astfel, catetele vor fi: cateta 1 este MN, care are lungimea de 20 de metri, am stabilit deja la punctul A. NB are lungimea de 15 metri, la fel ca și MC. Iar MB se poate calcula folosind teorema lui Pitagora. Mai mult, dacă suntem atenți, 20 este 4 ori 5 metri, iar 15 este 3 ori 5 metri. Ceea ce înseamnă, deoarece avem cazul numerelor pitagorice, faptul că MB va fi de 5 ori 5 metri, adică de 25 de metri. Și avem, iată, o scurtătură pentru a afla lungimea ipotenuzei. Deși se putea foarte bine și cu teorema lui Pitagora. Atunci, înălțimea noastră, distanța de la N la MB, haideți să notăm așa, distanța de la N la MB, va fi cateta ori cateta pe ipotenuză, adică 20 ori 15 supra 25, 25 cu 15 se simplifică cu 5, obținem 5 respectiv 3, iar 5 și 20 se simplifică și lungimea pe care o obținem este de 12 metri. Aceasta este distanța de la N la dreapta MB. Și am rezolvat astfel subiectul 3.1, problema de geometrie în plan. Putem trece mai departe la problema de geometrie în spațiu, problema 2. Problema 2. După cum vedem, o problemă cu paralelipiped dreptunghic. Desigur, nu este un paralelipiped dreptunghic, este un bazin în formă de paralelipiped dreptunghic cu lungimea de 60 de metri, ne-o putem și nota pe desen, și lățimea de 30 de metri, iar adâncimea bazinului este de 2,4 metri. Evident, prin adâncimea bazinului înțelegem înălțimea paralelipipedului dreptunghic. Dacă bazinul este umplut până la înălțimea de 1,6 metri, câți litri de apă sunt în bazin? Deci noi umplem bazinul până la înălțimea de 1,6 metri. Ce se va întâmpla atunci? Am pus apă în bazin, după cum încerc eu să reprezint în acest desen. Așa, și această apă, tocmai aici niște valuri pentru a se înțelege că e vorba de apă, așa, și această apă se ridică până la înălțimea de 1,6 metri. Ceea ce am trasat este practic un nou paralelipiped dreptunghic, care de data aceasta va avea o altă înălțime, dar lungimea și lățimea sunt aceleași. Practic, volumul apei este dat de aceeași formulă pentru volumul paralelipipedului dreptunghic, și anume lungime ori lățime ori înălțime. Lungimea și lățimea nu s-au schimbat. Când turnăm apă în bazin, aceasta acoperă toată suprafața bazinului, deci este tot vorba de 60 ori 30. Singurul lucru care se schimbă este deci înălțimea de 1,6. Și avem atunci un calcul simplu, este 1800 ori 1,6 este egal cu 2880. Deci am obținut aici sunt metri cubi. Întrebarea era câți litri de apă sunt în bazin. După cum știm, un decimetru cub înseamnă un litru. Deci, pentru a transforma metri cubi în litri, trebuie să trecem prin decimetri cubi, deci va fi 2880 ori 1000. Să pune rezultă, nu este neapărat, nu este în niciun caz egal. 2880 și încă 3 de 0, respectiv 2.880.000 de decimetri cubi, respectiv 2.880.000 de litri de apă. Am rezolvat atunci punctul A, trecem mai departe la punctul B. Fețele laterale ale bazinului se plachează cu gresie. Fiecare piesă de gresie este un pătrat cu latura de 30 de centimetri. Câte plăci de gresie ne trebuiesc? De câte plăci de gresie avem nevoie?
Aceasta este o problemă de acoperire a suprafețelor bazinului cu gresie. Deci este o problemă de arii. Câte astfel de plăci ne pot intra în bazin? Deoarece vorbim de fețele laterale ale bazinului, să începem prin a calcula această arie laterală. Aici, pentru aria laterală, putem merge fie cu formula înălțime ori perimetru bazei pe care o avem de la prisme, fie făcând 2 ori ariile dreptunghiilor BCC prim B prim plus 2 ori AB B prim A prim și să adunăm efectiv așa. Dar vom folosi formula de la prismă, înălțime ori perimetru bazei este egal cu înălțimea noastră, placăm bazinul până sus, da? Așa ne zice și în problemă, este de 2,4 metri, ori perimetru bazei care este 60 plus 30, 90, ori 2, pentru că avem două lungimi și două lățimi, 180 de metri, este egal cu, și cu un calcul simplu pe ciornă, 432 de metri pătrați. Aceasta este suprafața pe care noi trebuie să o placăm. Și atunci să vedem ce suprafață are o placă de gresie. Astfel vom putea afla de câte plăci de gresie avem nevoie. Deci calculăm area unei plăci, arie placă. Placa este un pătrat care are latura de 30 de centimetri. Eventual, pentru că aici avem metri pătrați, de ce să nu transformăm înainte 30 de centimetri în metri? Centimetru, decimetru, metru, ceea ce înseamnă că împărțim la 100. Deci este 0,3 metri. Deci area unei plăci este de 0,3 la 2 egal 0,9 metri pătrați. Pardon, 0,09, așa, să corectăm totuși mai vizibil, 0,09 metri pătrați. Mare atenție la calcule, după cum tocmai am demonstrat. Atunci, știm ce suprafață trebuie să placăm, știm ce suprafață are o placă. Pentru a afla de câte plăci avem nevoie, vom împărți suprafața ce trebuie placată la suprafața unei plăci. 432 împărțit la 0,09. După cum știm, este egal cu 43200, 43200 împărțit la 9. Am mărit de 100 de ori și de împărțitul și împărțitorul pentru a ne fi calculul mai ușor. Și este egal, deci, cu 4800. Iată, deci, avem nevoie de 4800 de plăci. Trecem mai departe la punctul C. Dacă un înotător începe din punctul A' și înoată până în punctul C', verificați dacă a parcurs o distanță mai mare de 67 de metri. Nu suficient de explicit, înoată în linie dreaptă din A' până în C', ceea ce înseamnă că el parcurge o lungime egală cu lungimea diagonalei feței A'B'C'D'. Și întrebarea este dacă această lungime este mai mare sau nu decât 67 de metri. Avem aici o problemă simplă de calcul folosind teorema lui Pitagora, deoarece știm că triunghiul A'B'C' este dreptunghic în B'. Motiv pentru care, conform teoremei lui Pitagora, ne rezultă faptul că A'C' la a doua este egal cu A'B' la a doua plus B'C' la a doua. Ne rezultă mai departe că, hai să scriem, este echivalent cu A'C' la a doua este egal cu A'B' este de 60 de metri, deci 60 la a doua, care este 3600,
plus B prim C prim care este de 30 de metri, 30 la a doua care este 900, egal cu 4500, de unde ne rezultă că A prim C prim este radical din 4500 de metri. Putem scoate factorii de subradical, putem liniștit să descompunem în factori sau să observăm că 4500 este 45 ori 100, deci avem 10 care iese de subradical, iar 45 este 9 ori 5 și 9 iese de subradical ca și 3, iar subradical ne rămâne 5, deci este egal cu 30 radical din 5 metri, pentru a aduce la o formă mai simplă. De data aceasta însă această formă mai simplă nu ne ajută, deoarece noi trebuie să verificăm dacă lungimea parcursului este mai mare de 67 de metri. Deci, practic, trebuie să vedem cum se compară 30 radical din 5 cu 67. Și cel mai simplu mod este să ridicăm pe fiecare la a doua. 30 radical din 5 la a doua este 4500, deoarece am văzut că radical din 4500 e 30 radical din 5, iar 67 la a doua îl putem calcula, este 4489. 4500 este mai mare decât 4489, deci 30 radical din 5 este mai mare decât 67, deci distanța parcursă de înotător este mai mare decât 67 de metri. Și cu aceasta am terminat și ultimul subpunct, subpunctul C, și subiectul nostru de examen. După cum vedeți, subiectul a durat 42 de minute cu tot cu explicații, deci timpul de lucru pe care îl aveți pentru a rezolva subiectul este mai mult decât suficient. Totuși, dacă terminați mai repede de o oră și ceva, presupun că toată lumea va sta să își verifice rezultatele. Cel mai mare păcat ar fi să pierdem punctaje pe probleme care le-am fi știut rezolvat, dar le-am greșit din neatenție. Și cu acestea fiind spuse, mult succes în continuare și să auzim de bine!